În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Fericiți însă sunt cei care nu au văzut și au crezut. Iubiți credincioși, iată-ne în cea mai tulburătoare duminică a întregului an. Tulburătoare pentru că este numită într-un anumit fel și toți suntem pregătiți, parcă ancestral, să dăm cu pietre în cineva. Foarte bine se simte omul când arată cu degetul la altul. Foarte bine se simte omul când constată că sub el se află altcineva. Că cineva a greșit mai mult decât el sau că cineva are o imagine mai șifonată ca a lui. Și iată că astăzi, spre satisfacția multora, avem de-a face cu duminica lui Toma. Până mai de ună zi chiar se scria în calendare duminica lui Toma necredinciosul. Cu alte cuvinte, se arată cu degetul către cineva care are o credință îndoielnică și atunci când noi ne mai îndoim, imediat ne raportăm, dar și Toma a făcut-o. E bine să știți că nu pentru acest lucru i s-a îngăduit lui Toma să nu fie în foișorul de sus, acolo unde erau toți ucenicii și frații săi, de frica iudeilor încuiați, atunci când a venit Mântuitorul, imediat după înviere, ci tocmai pentru a ne servi nouă un răspuns la întrebarea: ce mai ai fost tu acolo? Este plină istoria de această întrebare. Și iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, în câteva cuvinte, ne spune că după înviere Mântuitorul a intrat în foișorul cel de sus, ușile fiind încuiate, la ucenicii și la apostolii care erau ascunși de frica iudeilor și le-a zis: pace vouă! Apoi le-a spus: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcaților ta și cărora veți ține, ținute vor fi. Și cu ei nu era Toma, unul dintre cei 12, numit geamănul. Și când a venit, i-au spus ucenicii: am văzut pe Domnul. Și el le-a spus: până când nu voi pune mâna în coasta sa și nu voi pipăi rănile lui, nu voi crede. După 8 zile, continuă Sfântul Evanghelist Ioan, a venit Iisus în foișor și a trecut prin ușile încuiate și le-a spus din nou: pace vouă. Și lui Toma i-a zis: Tomo, adu mâna ta încoace și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și Toma i-a răspuns: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Mântuitorul i-a spus: pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Dar fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Și Sfântul Evanghelist Ioan continuă: multe alte lucruri a făcut Iisus care nu s-au scris în cartea aceasta și care n-ar fi putut încăpea în cartea aceasta, referindu-se la Scriptură, dar acestea s-au scris ca cel ce crede întrânsul să aibă viață veșnică. Nu-i scădincioși, iată că nu e vorba de nicio parabolă, nicio pildă, nu e vorba de vreun discurs al Mântuitorului, de vreo învățătură, ci este vorba de un fapt de viață. Între cele două episoade ale aceluia și în acele situații, s-au scurs însă 8 zile, pentru că la jumătatea Evangheliei spune după 8 zile. Așadar, noi ne aflăm acum în duminica în care Toma era și el între ucenici. E bine, am să vă spun astăzi câteva cuvinte despre încredere. Nu am să vorbesc prea mult despre credință sau despre încredințare, ci pur și simplu despre încredere. Între noi oamenii, fără această încredere, nu se poate face nimic, nicio punte de legătură. Dacă nu am avea încredere unul în celălalt,
nu am putea să mergem la un drum comun. Dacă nu am avea încredere, de exemplu, în dascălii noștri, n-am mai învățat lecția. Dacă nu am avea încredere în cel mai mare decât noi, nu am putea să mergem mai departe. Și noi ne uităm totuși de jos în sus, dar niciodată nu ne uităm și de sus în jos. Adică eu cer celui mai mare decât mine să mă facă să am încredere în el, dar eu îl fac pe cel de sub mine să aibă încredere în mine. Așadar, să lăsăm această atitudine ca numai elevul să se uite la profesor să aibă încredere în el, ci și elevul să fie atât de convingător încât răspunsul său către profesor să fie unul nu numai pertinent, dar și unul încărcat de încredere. Se spune că odată a fost angajat un cărăuș care avea o căruță cu doi cai să meargă dintr-un oraș într-altul cu niște mărfuri ale unui evreu, căruțașul respectiv ortodox fiind. Și nici de dimineață, la ora 5, s-a încărcat căruța, a urcat și proprietarul mărfii și căruțașul au dat bici și au plecat. Când au trecut prin mijlocul satului, pe lângă biserică, foarte curios, evreul, proprietar, se uita așa, dar astfel încât să nu fie văzut că se uită atent, la căruțaș să vadă dacă se închină. Și a văzut că nu s-a închinat. Și a spus: Nea Ioane, stop, ne întoarcem. Pe cum? Lasă că-ți spun eu când dăm marfa jos. S-au întors și acum zice: dacă tot ne-am întors și mi-ai zis că... De ce ne-am întors? Păi zice: am trecut pe lângă biserică și nu te-ai închinat. Păi ce, dată, eu știam că ești evreu, mata, de ce te-ai botezat și nu știu eu? Zice: nu, eu sunt evreu, dar mă gândesc la tine. Dacă tu nu te închini, înseamnă că n-ai încredere în Dumnezeu. Eu nu pot să merg la drum cu cineva care nu are încredere în Dumnezeul lui. Nu vroiam să te închin la Iahve, ci la Dumnezeul tău. Iubiți credincioși, așa se întâmplă și cu noi. De multe ori credem că stând lângă altcineva, trebuie neapărat să-i respectăm credința lui. Nu! Noi suntem chemați să respectăm credința noastră. Cu cele ale noastre să fim încredințați și credincioși. Nu a fost Toma astăzi în foișor să spună alte lucruri decât ce îi se părea lui, n-a spus ce făceau cei de la sinagogă, n-au spus despre cei care se bucurau că au scăpat de cel care le vorbea despre schimbările de lege și de toră, nu, ci pur și simplu se referea la el. Încrederea pe care însă i-o cere Mântuitorul lui Toma este un act real pe care trebuie să-l învățăm și noi. Mi se cere să avem încredere în mai marii noștri, dar și în mai micii noștri. Ce ar însemna să nu avem încredere niciodată în cel pe mâna căruia ne aflăm? În dreapta volanului când mergem cu cineva sau în cala vaporului sau pe scaunul avionului, ce ar însemna să nu avem încredere în cel care ne conduce? Ne mai interesează când ne așezăm pe un scaun câte clase sau ce pregătire are celălalt? Nu, poate că are pregătire mai mică decât a noastră, dar trebuie să avem încredere în el. Vedeți, încrederea nu este numai în sus, este și în jos. Despre această încredere ne spune odată un copilaș care, fiind văzut cum muncește de greu, a fost întrebat de un oarecare: măi băiețaș, dar nu ți se pare, mă, că doi saci e prea mult pentru tine să cari? Și s-a întors și a spus: nu, pentru că cei care mi-i pune în spate, cel care mi-i pune în spate este tatăl meu și eu am încredere în el. Știe el cât pot să duc. Și Dumnezeu la fel, pune în spatele nostru ceva și nouă ni se pare că e prea mult sau altor ni se pare că ne-am pus prea mult. Și nu, trebuie să știm că dacă avem încredere, putem să ducem chiar și mai mult decât li se pare celorlalți că ducem. Se spune altădată că
un oarecare, tot așa, aflându-se la stingerea unui incendiu, vede de undeva un copil la o fereastră și a spus: aruncă-te, că suntem aici și te prindem. N-a vrut să se arunce copilul acela. Și în sfârșit l-a chemat pe tatălui și a zis: măi, Marinică, hai mă că sunt tata, aruncă-te. Și a zis: tată, nu văd nimic, că e numai fum. Dar dacă m-ai auzit tu, mă arunc. Și s-a aruncat și l-a prins tatăl. Această încredere înseamnă inclusiv o aruncare în orb, așa zis. Această încredere în celălalt este un lucru pe care ni-l cere legea firii noastre. N-am putea să stăm lângă cineva dacă n-am avea încredere în cineva. În acel cineva trebuie să avem încredere. De aceea nu am vrut să merg astăzi să vă povestesc ceva despre credința sau necredința lui Toma. Nu! Acest apelativ pe care îl dă toată lumea lui Toma de necredincios nu este cu nimic adevărat. Adică era Toma mai necredincios decât Petru, care s-a jurat că nu cunoaște pe omul acela nici de cum? Era Toma mai presus sau mai prejos decât ceilalți? Nu! Îmi aduc aminte că Părintele Arsenie spunea că Dumnezeu, Mântuitorul, i-a iubit pe toți cei 12 apostoli la fel. Zice: da, tată, dar i-a iubit la fel, dar nu cu felul său, ci cu felul fiecăruia, fiecare cât putea să primească. Ați auzit că se spune despre Ioan că era cel mai iubit? Da, pentru că el cerea mai multă iubire. Avea vasul mai mare, trebuia umplut cu mai mult. Ca și când am avea pahare mari și pahare mici și după ce le umplem, nu putem să spunem despre cel mai mic că e mai puțin plin decât cel mai mare. Dacă e plin, nu mai interesează cantitatea, ci calitatea de plin. Și noi, poate că avem posibilitatea să ne apropiem de Dumnezeu mai mult sau mai puțin, dar nu asta contează. Contează să ne apropiem de Dumnezeu de tot. Adică credința noastră să fie pe măsura posibilităților noastre. Dacă putem mai mult, primim mai mult. Dacă avem un bagaj mai mare, ni se umple cu mai mult. Dacă avem bagajul mai mic, ni se umple cu mai puțin. Dar când este plin bagajul nostru, nu ne mai mustră nimeni că e mai plin sau mai gol, ci pur și simplu este plin. Ei, alta însă este situația cu sufletul nostru. Sufletul nostru este așa de mare încât Dumnezeu încape cu totul. Cel neîncăput de ceruri încape în noi, dacă avem încredere în El și mai ales dacă lăsăm să coboare la noi. Într-o fire egoistă, plină de sine, unde poate să mai încapă Dumnezeu? Unde poate să mai sălășluiască încă cineva dacă este o casă plină? Până când ne vom dezgoli de noi, nu putem să-L primim pe Dumnezeu. Ei bine, așa se întâmpla și cu Toma. El era plin de gânduri. Și atunci când i-au zis ucenicii: am văzut pe Domnul, el n-a fost mulțumit. Și la un moment dat, ca și când le-ar fi spus: l-ați văzut sau vi s-a părut? Și a spus: nu, eu nu-s ca voi. Dacă nu voi pune mâna, nu voi crede. Să nu credem că Toma trebuie să fie acum în fața noastră așa un elev scos la tablă, pus la colțul de rușine. Nu. Toma a vorbit pentru fiecare dintre noi. Vă imaginați ce ar fi fost foișorul cel de sus fără Toma? Toți ar fi crezut. Și acum noi ne întrebam: mă, mai sunt și cârcotași între noi. Mă, dar o fi fost, mă, chiar nu s-a deschis ușa aia, a intrat așa. Acum fizicienii ăștia cu tot felul de fotoni în panoplia lor, poate că o să creadă că o fi fost o hologramă. Și atunci întrebarea aceasta, o fi fost sau nu o fi fost, iată că ne rezolvă Toma. Fără Toma, actul de arătare din foișorul de sus ar fi fost ciuntit de veridicitate.
Și iată că Toma, din epitetul de necredincios, trebuie să primească un alt epitet din partea noastră. Toma, geamănul necredinței noastre, geamănul îndoierilor noastre, pentru că nu degeaba se zicea geamănul, e geamănul nostru. Dar să știți că fără el, nici noi n-am fi avut suficiente argumente în fața celorlalți. Iată că a venit astăzi și culmea. Când i-a zis Mântuitorul, adu mâna ta și pun-o, n-a mai fost nevoie să pună mâna în coasta Mântuitorului. Nu l-a mai atins pe Mântuitorul. Și știți de ce? Pentru că al atinge pe Mântuitorul erau în mintea lui pregătite atunci când nu îl văzuse pe Mântuitorul. Vedeți câtă importanță are și vederea? Are importanță foarte mare. Noi vedem pe cineva și la un moment dat ni se face milă de el. Dar imediat rațiunea începe să ne joace feste și să ceară semne și minuni. Mă, dar ăsta e așa pentru că dacă a îngăduit Dumnezeu să fie așa, înseamnă că merită să fie așa. Nu așa trebuie să ne punem problema. Omul acela se află într-o anumită situație și apare în fața noastră într-un fel. Noi atunci trebuie să ne aducem aminte de Toma. Păi stai așa puțin. Ce-a făcut Toma când Mântuitorul i-a zis, adu degetul și pune în coasta mea. A zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce-a făcut samarineanul când l-a văzut pe cel rănit, lăsat abia viu în mâinile tâlharilor? I s-a făcut milă. Așadar, vederea trebuie să aibă un efect în noi. Să aibă credința ca efect, milostivirea și trecerea la acțiune. Să știți că nu este suficientă o încredere în celălalt numai declarativă. Nu, trebuie să fie una cu totul și totul lucrătoare. Dacă tot avem încredere în cineva, cu siguranță că trebuie să ne comportăm ca atare. Imaginați-vă că noi am fi pedepsiți de Dumnezeu pentru necredința noastră prin a se lua încrederea oamenilor de la noi. Știți ce înseamnă asta? În timpul Evului Mediu existau jurămintele de vasalitate și cea mai mare pedeapsă pe care avea dreptul să o dea papa unuia era să-l dezlege de loialitate, adică de încrederea celorlalți. Supușii nu mai aveau încredere în el și era un om terminat. Pentru că nimeni nu-l mai asculta, nimeni nu mai împlinea nicio poruncă și era dezlegat de încredere. Păi să știți că aceasta este pedeapsa pentru neîncrederea pe care o avem noi față de Dumnezeu. Dumnezeu ne ia de la noi încrederea celorlalți în măsura în care noi nu avem încredere în Dumnezeu. Imaginați-vă că ați spune cuiva un adevăr și acela va spune franc, nu te cred și nu te crede nimeni. Gata, ești un om de nimic. Într-adevăr, asta ar fi pedeapsa pentru neîncrederea pe care și noi o arătăm celorlalți. Încrederea, să știți că are un curs de jos în sus și de sus în jos, așa cum am spus, și trebuie să ținem neapărat la acest curs. A avut încredere după ce a văzut pe Mântuitorul Toma, apoi să știți că și toți cei din India, unde a propovăduit Toma Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, au avut încredere în el. Va să zic că dacă vrem să aibă lumea încredere în noi, trebuie și noi să avem încredere în ce s-a întâmplat înainte. De exemplu, dacă nu am avea încredere în istoria noastră, măcar așa, în câteva aspecte esențiale, n-am putea să fim așa de siguri ce suntem sau cine suntem. Bine, nu intrăm în amănunte acum de ordin de istorici care se întrec unii între alții în a-și preschimba identitatea. Nu, ci în lucrurile mari. De exemplu, lucrurile mari, să știți că nu înseamnă neapărat Ștefan cel Mare sau Mircea cel Bătrân. Nu. Bunicul nostru, tata.
Ca să intrăm, nu vorbim despre 1989, despre ce s-a scris, nu, dacă am trăit atunci, să dăm mărturie pentru o frântură mică. Nu, tata, bunicul, atât. Mama, tata, unchii, asta este istoria. Să nu credeți că despre altceva vorbesc. Istoria aceasta ce ar însemna dacă am privit-o cu nesiguranță sau cu neîncredere? Când ne-ar spune cineva, da mă, dar știi bunică tu, e din familia cu tare? Da mă, este. Da, dar de unde știi tu că... Gata măi, face parte din istoria mea. Dacă nu era bunicul, nu eram nici eu. Asta înseamnă să ai încredere. Este un fir de care ne tragem și prin care ne tragem unii spre alții și este firul acela pe care ni-l trimite îngerul ca să ne ridicăm în rai. Se spune că odată din iad cineva ajunsese mai sus și l-a rugat pe Dumnezeu să-i trimită ceva, să iasă și el de acolo, că el crede că a stat destul. Și a spus, bun, nicio problemă. Și a trimis un fir de păianjen. Și s-a prins de el. Și a început să se ridice. Când a început să se ridice, unul văzându-l că se ridică, s-a prins și el de piciorul lui. Și a spus, nu, lasă-mă că se rupe firul. Nimic. S-au prins după altul și altul. El s-a scuturat de toți și când a rămas singur, singurel, el, numai el și cu firul, a zis îngerul, gata, îți tai eu firul. De ce? Pentru că dacă îi țineai pe toți, nu se rupea. Acesta este firul încrederii. Trebuie să avem încredere unii între alții. Ce ar însemna ca eu acum să scormonesc cu mintea și să mă întreb, bă, dar ăștia în pastilele mele, ele 16, pe cât iau acum pentru diabet, bă, ori pune ăștia chiar substanța activă, ce ar însemna? În primul rând, aș fi un nefericit, un om nesigur pe el și nu m-aș baza pe ceea ce s-a făcut cu sudarea minții și a inteligenței unora sau altora să ajungă până la mine într-o anumită formulă, un ajutor pentru neputința mea. Deci mă bazez pe ceva. Ce ar însemna ca ori de câte ori eu când iau pompa să pun benzină să mă gândesc, bă, dar ăștia nu ar avea motorină aici. Viața mea ar fi un calvar. Dacă nu am avea încredere unii între alții, viața noastră ar fi un calvar. Am începe să ne îndoim. Ei, aici am vrut să vă aduc. Pentru că lui Toma i s-a încredințat să nu fie în prima zi, tocmai pentru a ne arăta nouă ce înseamnă încrederea unora între alții. Nu e vorba de credință, de credința aceasta ca legătura noastră cu Dumnezeu, ci de încredere. Pentru că cine nu are încredere în celălalt, nu poate să aibă nici credință. Pentru că, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, cine spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar pe fratele său îl urăște, acela nu este într-o adevăr. Nimeni nu poate să iubească pe Dumnezeu dacă pe aproapele său îl urăște. Ei, iată că încet, încet am înțeles că de fapt Toma este aliatul nostru. În el trebuie să avem încredere. Nu trebuie să-l mai blagoslovim așa cu tot felul de epitete, că necredinciosul și așa mai departe. Nu. Datorită lui am învățat că între noi trebuie să relaționăm neapărat cu încredere. Și veți spune, bine, bine, dar dacă cineva ne-a înșelat încrederea? Ei, să știți că excepția întărește regula. Nu trebuie să fim noi suspicioși. Nu trebuie să etichetăm noi pe celălalt și să spunem, în ăsta am încredere și în ălalt n-am încredere. Nu. Pentru că în măsura în care îi luăm pe toți, să avem încredere în ei, nu suntem naivi. Îi cerem lui Dumnezeu să ne apere El. Pentru că nimeni nu ne poate apăra dacă cineva nu merită să avem încredere în El. Decât Dumnezeu care se uită la noi și așa, aducându-și aminte și de Toma, zice, nu fi necredincios, ci credincios. Sărăcuțul de el, să uite Dumnezeu de sus la noi, zice, a avut încredere. E, atunci, hai să-l trecem prin altă parte, să nu se mai întâlnească cu omul acela. Va rândui Dumnezeu, dar numai în măsura în care sinceritatea noastră lucrează,
Sinceritatea noastră nu înseamnă neapărat că suntem naivi, ci înseamnă că ne-am încredințat lui Dumnezeu. Dacă eu m-am întâlnit cu cineva care înseamnă un sac pentru mine și după ușă m-am întâlnit cu altcineva care înseamnă încă un sac pentru mine și nu trebuia să am încredere nici într-unul, nici într-altul, dacă mă întreabă cineva, bine mă părinte, dar Mata chiar așa, te-ai pus la mintea lor? Da, da, cel care mi-a pus în spate e Tatăl meu, cel ceresc. Nu puteam să-i zic, tată, știi ce? Ăsta e, păi, Dumnezeu zicea, păi, mie îmi spui? Se spune că nu poate niciun păcătos să nu fie iubit de Dumnezeu. Și mai ales se spune că Dumnezeu iubește pe un păcătos mult mai mult decât poate să-l iubească pe el un credincios care se roagă în fiecare zi. Nu poate să existe ființă pe fața pământului fără să nu aibă un credit la Dumnezeu pe care Dumnezeu să-i acorde. Și atunci, de ce să-l opresc eu? Poate că Dumnezeu va face dreptate prin mine sau prin altcineva. Și în momentul în care eu accept sarcina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, atunci pot să spun cu zâmbetul pe buze, dacă mă întreabă cineva ce e cu aia pe care îi cari, spun, mi-a pus tata în spate. Știe el că pot să-i car, în primul rând. Iubiți credincioși, să rânduiască Dumnezeu ca astăzi de Duminica Tomei să plecăm spre casele noastre cu gândurile că suntem datori să-i mulțumim lui Toma că prin el am învățat că între noi trebuie să practicăm încrederea. Dacă nu o vom practica, nici Dumnezeu nu poate să ne răspundă așa de frumos cum i-a răspuns lui Toma. Adu degetul tău și pune-l în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Și fericiți sunt cei care nu au văzut și au crezut. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin.